Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România, te iubesc! În fiecare an, România dă corigențe la educație. Evaluările internaționale ne arată că venim din ce în ce mai nepregătiți la examen. Copiii stau ore întregi în clasă scriind în continuare după dictare lecții pe care de foarte multe ori nu le înțeleg. Învață pe de rost concepte pe care nu știu să le aplice în viața reală, iar mersul la școală e pentru mulți dintre ei motiv de stres și angoase. Există țări care predau deja învățământul viitorului și de la care am putea să învățăm ce trebuie să facem acum pentru ca viitorii 100 de ani să ne găsească cu lecțiile făcute. Paula Herlo a fost în Finlanda, țară care are unul dintre cele mai performante sisteme educaționale ale lumii. Începem însă în țară. România cade în fiecare an examenul la capitolul educație și nu dă semne că ar vrea o mărire de notă. Avem un sistem învechit în care 3 milioane de copii stau în bănci scriind după dictare, asimilând informații pe care mai apoi nu știu să le pună în context și pe care de multe ori le uită foarte repede. Insistăm pe genul ăsta de performanță cognitivă care nici măcar pe ăsta nu suntem în stare să-l facem, să ne înțelegem. Adică noi performăm la evaluările internaționale comparative foarte prost, foarte prost. Suntem la coada clasamentelor. Rezultatele acestor evaluări au arătat că 40% dintre elevi sunt analfabeți funcționali, adică știu să citească un text, dar nu înțeleg semnificația. Tatăl lui Maitreia l-a dat afară pe Liviu Rebreanu. Maitreia a continuat să-l caute pe Liviu Rebreanu și Liviu Rebreanu într-un final nu i-a mai răspuns la mesaje. Dar știi că nu Liviu Rebreanu a scris Maitreia? Nu era sigur, nu. Aproape jumătate dintre absolvenții de liceu au ratat în anii trecuți examenul de bacalaureat, iar unul din patru tineri români habar n-are ce își dorește de la viitor. A fost ușor, dar n-a știut nimic. La trei mi-a dat daună. Păi am venit doar să-l dau, nu să-l iau. Putea să stea între mine și secție un bac? Suntem pe primele locuri în topurile europene la analfabetism și abandon școlar. Numai anul trecut 55.000 de copii au renunțat la școală, mai ales din cauza sărăciei. Aici au fost săli de clasă, înainte. În școală s-au învățat 100 și ceva de copii. Legea educației a fost schimbată de cel puțin 60 de ori după Revoluție și 27 de miniștri au ieșit la tablă în ultimii ani, cei mai mulți cu lecția neînvățată. De la România te iubesc, așa să vă pun două, trei întrebări? Mă iubesc mult de tot, vă rog. De ce spuneți că vorbim? Păi, de ce nu? Iubirea, nu primăvara iubirii. Fac modificări fără noimă și fără să țină cont de ce își doresc elevii sau profesorii. S-au făcut niște studii ca să vedeți ce vor de fapt elevii, să vadă în manualele școlare sau ce? Absolut, s-au făcut studii acum 17 ani. Făceam un calcul, nu 17 ani, mint, în 97, 96, 97. Sunt rupți de realitate și totuși o construiesc pentru copiii noștri. Școlile au internet, toate au internet. Ca urmare, ce ar trebui din să toată țara, din toate comunele? Din toată țara. Nu avem semnal la internet, iar copiii nu au acasă niciun calculator. Azi am scos la tablă pe cei responsabili să reformeze sistemul, iar răspunsurile lor ne vor arăta că învățământul e din nou la un pas să nu ia notă de trecere, pentru că educația e o ecuație cu prea multe necunoscute pentru cei numiți în funcție să o reformeze. Clar, nu s-a reformat nimic cât ținem de scaun și de catedra unor profesori care sunt în masă electorală. Ca să înțelegem cum trebuie rescris sistemul educațional, am fost în Finlanda, țara care a reușit să construiască unul dintre cele mai performante sisteme din lume. The sustainable development of the whole world, digitalizing has picked really fast up. Also, the working life has changed a lot. We need entrepreneurs in the future, not so much that you prepare for government jobs or for the big companies. So all of those are taking it into account. Finlanda îi pregătește pentru viață, noi pentru evaluare națională și bacalaureat. Ca să simțim pe pielea noastră cum petrece un elev o zi într-o școală din România, am mers la Colegiul Național Grigore Moisil, unul din cele mai bune din capitală. La intrare ne întâmpină niște viitori chimiști care se pregătesc de concurs. Ceea ce vedem noi aici este gheața carbonică, are proprietatea de a fi solidă, este doar un dioxid de carbon solid. Iar în curte, câțiva copii repetă pentru un spectacol pe care școala îl dă de Ziua Europei. Prima oprire o facem la clasa 5-a, la ora de matematică. Bună ziua! Bună ziua! Profesorii au materie multă de predat și frecvent încep să dicteze de cum intră în clasă. Astăzi vom face o lecție de geometrie. Lecția se numește unghiul.
În școlile românești găsești în bănci cam 30 de copii, uneori chiar mai mulți, iar în școlile bune învață în două sau chiar trei schimburi. Haideți să scriem acum tipuri de unghiuri. Tipuri de unghiuri. La un moment dat o să le facem și o clasificare, da? Unghiul mult este unghiul, are căruidaturi, sunt semidrepte identice. Lăsăm elevul de serviciu să șteargă tabla și ne mutăm la ora de biologie a clasei a șaptea. Circulația mare. Circulația mică. Clasa, băieți, acolo în colț, e bine? Da. Rusul la tablă. Tema franceză, te rog. Grupa 0, grupa 0 oferă tuturor grupelor. Ce oferă? Sânge. Așa. Cine șterge tabla? Și rămâne la tablă să scrie. Fetele în prima bancă. Bun. Haide. Grupa 0, 1 negativ, donează. Fără grupe. Donează grupe 0, minus. Clasa e bine? Da. Da, vă mulțumesc. Și vă pregătiți pentru data viitoare pentru test. Copiii sunt mulțumiți de școală, dar și-ar dori ceva mai multă acțiune la oră. S-ar putea încerca, nu știu, alte metode pentru a face, de exemplu, anumiți copii pur și simplu nu participă la oră. Și nu știu, mă gândesc că s-ar putea încerca să se creeze niște metode mai distractive, în ghilimele, de învățare. Ora de engleză aduce ceva mai mult dialog la clasă. Copiii vorbesc despre Uniunea Europeană și valorile ei. Hello, my dears, sit down, please. We are going to celebrate something, yes, Raleigh. What are we going to celebrate today? Europe Day. Europe Day. I would also like to ask you, what does it mean for you to be European? Gabriel. Well, when you say, or at least when you hear the word European, you think of what? A respectable citizen, because you have more rights than a communist country per se. And also a freedom that is not available in other parts. Și tot Europa a fost subiectul orei de muzică, unde intră în clasă un profesor relaxat, pe care copiii se vede treaba că îl cam iubesc. Dragii mei, astăzi este o zi importantă, inclusiv la ora de muzică. O să discutăm câteva cuvinte despre imnul Comunității Europene. Studiile arată că cel mai important aspect în procesul de învățământ e relația dintre copil și profesor. Dascălii recunosc că uneori orele sunt pline de informație, dar n-au încotro, pentru că altfel copiii nu trec valorile naționale unde asta se cere. Trebuie să alegi între a te juca și a-l ține în scaun. E foarte adevărat că ar trebui să găsești un echilibru între cele două, însă programele sunt în continuare foarte încărcate, nivelul examenelor naționale este destul de ridicat, un colegiu național, un liceu teoretic, pregătește pentru admiterea în învățământul academic, în învățământul universitar, nu pregătește pentru piața forței de muncă. Între timp, curtea școlii se umple de elevi. Inspectoratele au cerut școlilor să marcheze cumva Ziua Europei. Pe copii, dincolo de formalismul cerinței, asta i-a scos din ritm. I-a făcut creativ și i-a adus împreună. Ne-am apropiat de elevii ce reprezentau Finlanda și am întrebat cum privesc ei învățământul românesc. La învățământul românesc ce ai schimba? Ce ai schimba? Probabil că aș alege ca fiecare să se îndrepte spre ceea ce vrea el, fiecare elev, și nu să facă toate materiile amestecate. Aș vrea să fie mai interactiv, practic, adică să nu fie o lecție în care ascultăm mereu profesorul, să fie foarte multă interacțiune, să fie o contopire între ideile elevilor și a profesorilor. Libertatea elevului de a-și alege singur ce materii să studieze în liceu sau interacțiunea profesor-elev au fost de mult rezolvate în Finlanda, țara care a devenit un model din punct de vedere al sistemului educațional. Finlandezii dețin secretul școlii performante. Au făcut reformă în anii 70, atunci când au pus accent pe școlarizarea profesorilor, devenită una dintre cele mai respectate meserii în Finlanda. Au făcut studii și au descoperit ce tehnici trebuie să folosească pentru a-i atrage pe copii în școală. Le vedeți imediat!
În urmă cu 2 ani, în Finlanda s-a schimbat curricula, adică acel concept pentru întreg traseul educațional al elevilor. Copiii au căpătat mai multe responsabilități și pot alege materiile de studiu în funcție de interese. La începutul semestrului primesc programa și o grilă de notare și își pot alege singur nivelul la care să fie notați. În plus, spațiul de învățare s-a mutat în lumea reală, în care sunt trimiși să facă cercetare și să aplice ce învață în școală. La finlandez, reforma a început în 1970, când guvernul a decis ca fiecare copil să aibă acces la educație. Au construit școli noi, au introdus o masă caldă la prânz și au înregimentat în sistemul educațional toți copiii țării. Dar cea mai mare revoluție a produs-o legea privind pregătirea profesorilor, care pentru a ajunge la clasă făceau 2 semestre de pedagogie în facultate, așa cum se întâmplă acum la noi. It became a master level education. Teachers became masters of education and they were focusing on learning sciences. What does it take for a child to learn? How can I improve the possibilities so that he learns well? And how do we manage the school so that it becomes a learning community? Profesorii de azi sunt maestri în educație. Învățătorii fac 5 ani de facultate în care află totul despre ce înseamnă arta de a construi viitorul unor copii. We study every subject that is taught in primary level. But we also have studies in sociology, for example, psychology, and other things like that, and educational science, of course, as well. Pentru un singur loc la facultatea de educație se bat 10 candidați și uneori chiar mai mulți. So applicants 1,438 in 2017. And the first entrance exam, called Vakava, 1,180 came. And 85 students got a place. So I would say that there is a lot of competition. Cătălina Roșu studiază sisteme de învățământ la Universitatea din Turku. În România a fost profesoară de engleză, iar când a ajuns în Finlanda, primul aspect care i-a atras atenția a fost respectul de care se bucură profesorii. Profesorilor finlandezi li se acordă atâta încredere, asta pot să confirm că am văzut, încât ei înși știu deja că trebuie să-și facă treaba bine. Ei sunt aici cu un scop și sunt aleși, din câte am înțeles, pe sprânceană. Ioan este elevul unei școli din Turku. Părinții s-au mutat în Finlanda acum 2 ani, după ce tatăl a primit aici un loc de muncă. Orele nu încep până când învățătorii nu salută fiecare copil în parte. Clasele au 20 de elevi, în care predau un profesor principal și 2 asistenți, atenți să ofere ajutor copiilor care rămân în urmă sau nu înțeleg ce se predă. Orele de studiu sunt de 45 de minute, iar ultimele cercetări ale finlandezilor au arătat că mișcarea e foarte importantă în actul de învățământ, așa că doar străinilor li se pare ciudat să vadă un copil făcând mișcare în timpul orei. If they feel like they cannot sit for a very long time, they are free to get up and come and do some push-ups or hang out here a little bit or climb up and down. Pauzele sunt de un sfert de oră, timp în care copiii sunt scoși în curte alături de profesorii care devin partenerii lor de joacă. Ioan nu știa limba finlandeză când a intrat la școală, dar a reușit într-un timp foarte scurt să țină pasul cu restul. Notele copiilor sunt secrete și se discută doar între părinte și profesor, pentru ca niciun elev să nu se simtă umilit la școală. He knows only few words Finnish, and he came to school. Yes. And we start at once in the during the first week we start reading and writing and singing and we start the whole school. Copiii stau la mese rotunde ca să poată colabora. Lucrează împreună proiecte și fiecare oră este interactivă. Când i-am vizitat, citeau pe roluri o poveste. Tota kai osat sine un sopivan vehen tekstiä.
În Finlanda, copiii își pot alege de mici profilul clasei, artă, știință sau tehnologie. Ioan a ales să studieze artele. Copilul român cântă azi despre pacea în limba unei țări ce a devenit școală pentru o lume întreagă. Ce m-a surprins în mod plăcut la sistemul de învățământ finlandez este faptul că copiii sunt relaxați, colaborează, nu se întrec și nu sunt încurajați în a, cum să spun eu, în a judeca pe cei care sunt mai puțin avantajați. Finlandezii au încredere în profesori, îi privesc cu respect, iar pentru copii sunt modele. La ei, această meserie e prima opțiune pentru absolvenții de facultate. La noi, ultima. I think I'm just going to be a teacher or something like. I want to be in as a teacher or as a doctor. Okay. Why of these? Because when I grew up, I looked at my teachers and they were really good, and I want to be like them when I grow up. The main reason why teachers, why people want to study to be teachers, is that it's an interesting profession that has high respect in Finland. And it is, compared to many other countries, I would say that in Finland, teachers are relatively well paid. Salariile profesorilor sunt cuprinse între 3500 și 5000 de euro, iar acest venit îi situează în pătura de mijloc a societății. La catedră ajung cei mai buni dintre cei buni, iar asta a dus la o nouă reformă în sistem. Iuka Kangaslati, care este senior advisor în domeniul educației în Parlamentul European, își amintește de momentul în care au decis să renunțe la inspectorii școlari. I don't know if it was my fault or the success of this experiment that we got rid of the whole system. Of course, we couldn't change the people and their attitude there, and they couldn't kind of adapt to this idea that they would help, not to inspect. Juni Kangasniemi este director de dezvoltare în Ministerul Educației din Finlanda. Își amintește că momentul eliminării inspectorilor școlari a produs un șoc în sistem. Însă măsura s-a dovedit a fi utilă. Profesorii au primit și mai mult credit, iar sistemul a făcut economie. Inspector comes to school and teachers call it a theater day, because that's when they wanted to see that everything is done as the inspector wants to. But that's not the case. I mean, it should be that education is organized the way it is most helpful for the children. The teachers, I mean, as I said, they were highly trained. They knew the best. It's one thing which makes us successful in our education, that we can quite freely decide how we work in our schools. The teacher can decide quite freely still how he or she wants to work with the children. So what we call pedagogical freedom. În Finlanda, curiculum național, adică acel concept care stabilește ce tip de absolvent produce școala, se schimbă la 10 ani, pentru că apar tehnologii noi, se schimbă piața muncii, se nasc și dispar meserii, iar tinerii trebuie pregătiți pentru asta. 3 centre de cercetare în educație strâng date din școli și furnizează informații Consiliului de Experți formați din specialiști în educație, tehnologie sau sociologi. The teachers come up with their own innovative ideas. Universities have provided us a lot of information on that, and also the National Board of Education, which is like the assisting administrative body, national body for education in Finland, assisting us, the ministry, to carry on the policies. Într-unul din liceele din Helsinki, elevii și profesorii devin parte din studiile în educație. Recent, copiii au primit ochelari de realitate augmentată pentru ca specialiștii să-și dea seama în ce moment al orei se plictisesc. There is a little camera that is observing my eyes, my pupils, and then another camera which is observing what I am looking at. And or what I see. Yes. And then the students have same kind of glasses. They can have a mobile phone, and during physics lessons they can have very little questionnaires, and the pupils, they answer questions like, what are you doing just now? Do you like what you are doing? Do you feel
you are learning well and so on. 27 de miniștri au schimbat până acum de 60 de ori legea educației. Ne întoarcem în câteva minute să aflăm ce îi se mai pregătește învățământului și ce ar trebui aleșii noștri să facă pentru ca sistemul nostru să performeze. Tot atunci vedeți cum arată învățământul viitorului, conform studiilor făcute de finlandezi. Învățământul viitorului va fi personalizat. Fiecărui copil se vor descoperi abilitățile în care excelează, iar școala îl va ajuta să-și atingă potențialul maxim. Finlandezii caută acum să afle rețeta predării perfecte la clasă, iar pentru asta le-au dat copiilor ochelari cu realitate augmentată. Noi încă mai avem sute de școli cu toalete în curte și zeci de mii de copii care renunță la școală în fiecare an. Dacă autoritățile nu fac nimic acum, în viitorii 100 de ani ne vom adânci și mai mult în sărăcie. În vreme ce noi încă mai dictăm pagini întregi de materie, ei caută soluții să facă orele cât mai interactive și interesante. În urmă cu 2 ani a avut loc ultima reformă în educație, iar întrebarea care a stat la baza ei a fost care sunt competențele de care vor avea nevoie absolvenții în 2050. Future is not always ready-made. What are the things that we can teach in schools so that you could make your own future? What is important in it. So that's where we have all these subject outcomes in place. We have the transversal elements in place, that is like broad themes that are done across the subjects. The school equip the children so that they are prepared for the life after education. Have good numeracy skills, literacy skills, digital skills, have life skills, be kind to other social skills, and all of that. Au introdus învățarea prin experimentare, așa că alți copii primesc teme care îi scot și din casă și din sălile de clasă. Profesorii le cer să găsească singuri soluții, să caute informația, să facă cercetare. It doesn't help to learn if the teacher gives the answers already, but what helps the pupil most is that I give him or her the method how he or she can find out things himself. Bianca Biro este profesoară de engleză și aplică noul concept educațional impus de finlandezi, care aduce în atenția elevilor o temă în jurul căreia gravitează mai mulți profesori. Proiectele intradisciplinare, faptul că poți să înveți, de exemplu, fiul meu a învățat despre clasa a doua, a făcut un proiect de câteva luni despre Marea Baltică, prin care a învățat și limba finlandeză, a învățat științele naturii, a învățat matematică. Clasa nu va mai exista. Cred eu, spațiul de învățare devine foarte, foarte deschis. Odată cu noul concept educațional care îi pune pe copii față în față cu lumea în care trăim, a fost nevoie și de redesenarea școlilor, iar 488 au intrat în proces de renovare. Alte 100 de unități noi au fost construite în ultimii 2 ani și în majoritate au fost eliminate băncile și catedrele. Când am vizitat o astfel de școală, copiii învățau despre empatie și responsabilitate socială, fiind provocați să găsească sponsori și să strângă bani pentru copiii din Africa. The new idea of learning. So it has a lot to do with the kids' more active role in learning, and the kids work together more, and that's the basic idea. The information is changing all the time, and it's not that important to learn some specific things. It's more about how to find the right information and how to work with together. Elevii de clasa a patra aveau o lecție interactivă despre transformările unităților de măsură. Ca să nu kysele jokainen, mä kysyn jokaisen teistä vuoron perään, niin saat vähän mulle kertoa kelloaikoja, mä otan sut tuonne vaikka opetukseen. Iar momentul orei ne-a dus cu gândul la un alt copil din România, care învăța exact aceleași lucruri la matematică. 19, 19, 19, mă las fi stat mai mare, nu centimetri, milimetri. Realitatea din școlile noastre ne arată de fapt cât de departe suntem noi de un învățământ performant. Ne întoarcem în Finlanda și aflăm că noua programă le dă elevilor mai multă responsabilitate. Cei din clasele a 7-a și a 8-a știu deja la ce materii sunt buni, așa că primesc o grilă de notare și știu cât să învețe pentru disciplinele la care nu excelează, ca să primească o notă decentă. Va.
O profesoară de limba finlandeză dintr-o școală din Turku ne explică cum decurge testarea. I have described the different levels, these are the grades. And then they just, it's not to say that the teacher is right, but to teach how to be realistic with yourself. Teoria o construiește împreună cu copiii din clasă. Ca să nu se plictisească, le cere să facă mișcare în oră, în timp ce învață niște concepte noi. This is a list of conjunctions with which you always use a comma in the sentence. Että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin, kunnes, että, jotta. He or she has started to learn the scientific method. So you have something and you try to find out in which groups you can divide it or what are the concepts connected with it. La ora de biologie se discută despre evoluția speciei umane, iar copiilor li s-a cerut să descopere argumente pro și contra teoriei darwiniste, așa că ora se transformă într-un cor de opinii. În clasa noua decid împreună cu un consilier ce studii să continue și în mare parte aleg școlile de arte și meserii numite vocaționale. Vocational studies. They are becoming very popular nowadays. I mean, 42% of students choose to go to vocational studies in the end of the compulsory studies. De altfel, încă din liceu au ore de lucru manual în care învață chestiuni practice. Recent au avut o expoziție de lămpi confecționate de ei, iar elevii unei clase de-a șaptea aflau cum se repară o bicicletă. La liceu ajung doar cei mai buni elevi, iar cei 3 ani de studiu sunt destul de complicați pentru că trebuie să muncească foarte mult. Alex a studiat la gimnaziu în România, iar din 2013 e în sistemul finlandez. Încă sunt fascinat de faptul că nu trebuie să întreb de la profesor dacă pot să mă duc la baie sau dacă pot să ies puțin afară sau... Adică poți să faci lucrurile astea... Da, cel puțin în liceu, da, pentru că nu e obligatoriu să faci liceu și tocmai de-aia ei nu... Sunt interesați să te învețe cumva, dar nu te obligă să înveți. Doar finlandeza, engleza și matematica sunt obligatorii la liceu. În rest, copiii își stabilesc singuri orarul în funcție de propriile interese legate de admiterea la facultate. Dacă vrei și dacă ești interesat în istorie, poți să scrii istorie. Dacă nu și ești mai bun în biologie, poți să scrii biologie. Okay. Deci nu e obligatoriu să scrii ceva în care nu excelezi. Statul plătește profesori de limba română pentru ca pruncii noștri să nu-și uite limba maternă. În Helsinki există chiar și un club în care părinții se întâlnesc și discută despre sistemul de învățământ. Băiatul meu mergea și juca tenis de masă cu profesorul de matematică în pauză. Cum să nu mergi cu drag la școală, la clasa profesorului, la ora lui? Cum să nu-l asculți ceea ce predă? E în bază cum să caute informația. Da, cum să ajungi la sursă. Da. Nu mai contează acum să știi totul pe de rost, să memorezi. Nu mai se folosește la nimic. Andreea are 2 copii în sistemul de învățământ finlandez. Cel mare e la liceu, iar cel mic în școala primară. S-a mutat în Finlanda când și-a dat seama că sistemul românesc nu-i pregătește pentru viață. Este un sistem care formează vârfuri și atât, pentru că e competitiv. Ești bun, devii mai bun, sigur. Dacă ești... ai puterea de a înfrunta. Dar să ai puterea de a înfrunta de mic, oare vrem asta pentru copiii noștri? Pentru unii, acesta este minusul învățământului finlandez. Nu creează vârfuri, ci încearcă să aducă elevii la același nivel de educație. Aici se lucrează cu copiii foarte slabi. Se merge pe considerentul că elevii foarte buni sau chiar supradotați se vor descurca oricum singuri. Finlandezii pun preț pe educație și aloc o sumă importantă din buget pentru asta, 13% din PIB. Noi am dat doar 2,8%. În plus, politicul la ei stă departe de școli, iar strategiile trasate de experți sunt de neatins. Education is a long-term business. And civil servants always assist
whoever, whichever political party is in power. I've seen something like, I've served something like 12, 13, 14 different ministers of education. It gives continuity in our system. Așadar, ce are de învățat România de la Finlanda, care predă deja lumii întregi învățământul viitorului? Păi, prima lecție, autonomia școlilor și depolitizarea sistemului. În ultimii 28 de ani, legea învățământului a fost modificată de peste 60 de ori. Foarte activ în această zonă e fostul ministru al educației, Liviu Pop, care a hotărât să elimine manualele alternative din școli și să creeze manualul unic scos de o singură editură, cea didactică. Finlandezii aproape le-au eliminat, dând libertate profesorilor să-și construiască materialele didactice. La noi se discută însă intens dacă manualul este sau nu bun de interes public. Până acum nu a fost bun de interes public și s-au bătut joc toate guvernele 28 de ani de copii din această țară. Îl facem bun de interes public, îi dăm un alt statut, toate guvernele din ultimii 28, n-am spus. Aici cred că e exagerat și e bine să aveți proprietatea cuvinte. De ce, doamna ministru? De ce? Discuția s-a mutat spre felul în care se pot depune proiectele de manuale. Manuscris, dactilografiat sau tehnoredactat. Aici opoziția are amendamente. Un manual nu mai e doar text. Un manual în 2018, cel puțin așa înțeleg eu, în 2018 un manual e un concept care are un text, care are un mod de a se transmite acel text, acele mesaje, care are, e un concept în sine. Așadar, în 2018, sanatorii se mai gândesc încă să ia în calcul proiecte scrise de mână și notează manualele în funcție de informația brută conținută. Putem să ne completăm manualul și auxiliarele pe care le avem cu de pe internet. Deci fie internet într-o țară în care încă mai sunt școli, mii de școli cu toalete în curte. Chiar dacă sunt școli cu toalete în curte, sunt în localități unde majoritatea elevilor și acasă la ei au toaletele tot în curte, pentru că asta este infrastructura din România. Important este și condițiile și infrastructura în care învață copii, dar și nivelul de la catedră. Sunt importante infrastructura și condițiile pentru că lipsa lor ține departe de școală zeci de mii de copii. Asta e a doua lecție predată de finlandezi. Accesul tuturor copiilor la educație. Ministerul ar trebui să gândească un proiect prin care să identifice toți copiii aflați în situații de risc și să le pună la dispoziție condiții să meargă la școală. Credeți că se va închide școala? Deja grădinița care o avem aici. Nu e nimeni? Da, e domnișoara frumos. Nu, nici copii că au plecat. Un singur copil aveți la grădiniță? Nu, sunt înscris 11, au plecat în străinătate. Și nici iar... Au rămas doar 3 astăzi, a venit doar. Ce faci? Fac aici ceva. Ai lucrat foarte frumos, câți ani ai tu? 5. 5? Poate 5. În clasă sunt 5 elevi, au fost mai mulți, dar i-au luat părinții cu ei în străinătate. Pentru micuții aflați în bănci, închiderea unității de învățământ ar putea însemna renunțarea la școală. Dacă se desfințează școala, ce faceți? Vă mutați și dumneavoastră în comună? Eu oricum anul acesta particip la concursul de titularizare și nici nu sper. Nici nu știu ce se va întâmpla. Decalajul dintre un copil care învață la țară și unul de la oraș este de un an de studiu. Iar cei mai mulți copii care abandonează școala sunt din mediul rural. Bună ziua! Într-o școală nouă, construită în urmă cu 4 ani într-o comună din România, copiii merg la toaletă în curte, pentru că, tipic românesc, proiectantul n-a inclus utilitățile în schemă. N-au venit la școală. N-au venit? De ce? Nu știu. Avea treabă. Copiii n-ar trebui să aibă altă treabă decât școala, iar statul trebuie să intervină. Good morning. Good morning. Ok. You are the doctor. What's the matter? La rândul lor, profesorii trebuie încurajați să rămână la catedră și să fie mândri de statutul lor, așa cum se întâmplă în Finlanda. Toți avem de câștigat dintr-o educație de bună calitate. Știu că sună un pic ca slogan și că uneori circulă proverbul ăla că țara te vrea prost. Nu țara te vrea prost. Unii oameni nu vor ca oamenii să fie foarte bine dezvoltați cu spiritul critic și să înghită ce li se dă.
Așadar, a treia lecție și poate cea mai importantă e legată de instruirea profesorilor. În România sunt aproape 18.000 de școli în care predau peste 20.000 de profesori, din care 20% sunt suplinitori, adică n-au luat notă de trecere la examenul de titularizare. Anul trecut doar 45% au luat nota minimă 7, în vreme ce alții cu greu au reușit să treacă de nota 1. S-au scris 5 pagini. 5 pagini ați scris? Da. Și ați luat 1,90. Nu știu, nu mă... Cum vă explicați? Nu mi-explic. La Facultatea de Științe ale Educației din București vin la cursuri în medie 1000 de studenți în fiecare an. Ați venit de la examen, ați zis? Da. Și cum a fost? Borul. Dacă cineva te evaluează, nu e cum e la american, critical friend, adică unul care vrea să-ți facă bine, să te ajute să te îmbunătățești, ci e unul care te sancționează. În loc să-ți dea 10, îți dă 9, în loc să-ți dea 9, îți dă 8, sau depinde câte erori ai comis acolo. Da? Mare atenție, pentru că mergeți în școală, nu replicați această cultură evaluativă, vă rog frumos să o spargeți dacă se poate. Cum o să fie o oră de-a ta la clasă? Poți să-ți imaginezi? Foarte dinamică, flexibilă. Clar, nu va fi o așezare clasică în bancă. Poate vor lucra în grupe. Învățătorii ajung cei cu liceul pedagogic sau absolvenții Facultății de Științele Educației. Profesorii de gimnaziu și liceu sunt cei care fac în timpul studiilor universitare două semestre de pedagogie. Masteratele educaționale, care în Finlanda fac din profesori niște maestri, la noi nu există. Avem masterate didactice, cum zice legea. Pentru că n-a vrut guvernanța să le facă până acum. Ce notă dați sistemului de învățământ din România? 7. Ne apropiem de 8 dacă mai trecem și legea manualului școlar. Știați că se dezbat o astfel de lege? Și dacă a fost vreun profesor consultat în această privință? Legea manualului unic. Nu știți ideea, nu? Nu. Nu e nevoie de un manual unic, ne întoarcem înapoi în preistorie, sănătate, dacă există o politică de prostire națională, fix acum am senzația că se întâmplă. Viitor tânăr, Oana Moraru este consultant educațional și conduce una din primele școli private din România, în care a adus concepte inovatoare. Pe eșecul sistemului de stat s-a clădit cel privat, care oferă copiilor metode moderne de învățare. Peste 50.000 de elevi fiind înscriși în astfel de școli. Războiul din Coreea, războiul din Vietnam, războiul de Golf și războiul din Irak. Toate astea au adus la explozie totală. Mulțumesc! Chiar și în aceste școli vin inspectorii de la stat ca să vadă dacă se respectă programa. Și în vreme ce finlandezii au renunțat la ei, actualul ministru se bazează pe vigilența lor. Sunt convins că intensificarea acestor, nu neapărat controle, dar asistențe la ore din partea factorilor care conduc și controlează, va duce la o creștere a calității. Nu inspectorii cresc calitatea actului de învățământ, ci profesorii care au nevoie de salarii bune și un statut respectat în societate. Bugetul ministerului este de aproape 6 miliarde de euro pe an, iar jumătate din el se duce pe plata salariilor personalului din învățământ. Încă 100 de milioane de euro au intrat în sistem din fonduri europene dedicate cercetărilor legate de piața muncii, politici publice, rechizite pentru copii și formarea profesorilor. Un punct important și mă sprijin pe ajutorul și pe implicarea ta, Valentin Popa, este legea educației, iar pentru această lege vom adopta modelul țărilor cu cele mai performante sisteme de educație. În sistemul de educație a spus că veți copia modele din țări străine. Da, ce țări? Referitor la învățământul dual și cred că un exemplu poate fi Austria. N-ar fi nicio problemă să preluăm învățământul profesional de tip austriac, dacă nu le-am fi preluat deja de 2 ani fără prea mare succes. Actualul ministru al educației, pe care se bazează Viorica Dăncilă să schimbe legea, are un plan. Am finalizat în momentul de față o listă a unui consiliu consultativ și mi-amintesc, cred că sunt și 5 somități în educație din Franța, Anglia, Germania, Finlanda. Puteți da câteva nume? Sau am să anunț, când am să anunț lista, o să aveți cu toate detaliile. Ideea n-ar fi rea dacă acest consiliu ar fi apolitic și dacă guvernul nu va interveni în strategiile educaționale furnizate de specialiști. Dacă nu se lucrează și la salarii, și la formare, și la calitatea locului de muncă, și la autonomie și responsabilitate, la toate lucrurile astea deodată, șansele să se modifice sustenabil comportamente care să se vadă în calitatea învățării la elevi, că acolo ne ducem să o vedem, șansele sunt relativ mici.
O profesoară din Focșani însă exemplul că se poate face carte și altfel în România. A devenit vedetă printre elevi după ce i-a convins să citească romane cărora mai apoi să le facă reclamă prin trailere de film. It's a scene to kill a mockingbird. I wanted you to see what real courage is. Era ceva nou? Da. Profesorii ne cereau să facem ceva pe cont propriu și să ne venim cu inițiativă, nu să învățăm mecanic ceva. Ideea a prins atât de bine încât azi există un festival la care trimit filme copiii din majoritatea liceelor. Cei de la profesională, nu am citit nicio carte până acum, în schimb pe asta o citit în totalitate. Trebuie să ne apucăm de filmări, avem deja o scenă minte, cea cu masa. Asta nu a mers așa cum am așteptat. Ei m-au numit defectă. Este ceea ce n-au știut este că puterea stă de fapt în defectele noastre. Carmen Ion e profesor de română la Liceul Pedagogic din Focșani, școala care dă societății viitori învățători. Acum câțiva ani a hotărât să schimbe modul de predare ca să-și apropie copiii. Așa se face că la ora ei găsești stând pe jos înconjurați de popuși de pluș, punând în scenă capitole din romane. Ce se întâmplă aici la masă? Discută despre averea pe care tachie vrea să o lasă lui Gheorghe Dinu. Întâi discută dacă vor intra, dacă România va intra în război. Vorbește pe limba lor și obligă să-și pună mintea și imaginația la contribuție. Cum vă ajută pe voi la lecție mai departe? Păi înțelegem tot ce se întâmplă, vizualizăm acțiunea, vizualizăm personajele, ne creăm povestea. Mă întrebam dacă ați considera oportun pentru săptămâna viitoare să lucrați la câteva pagini ale personajelor de aici și ar trebui să fie Ela, Ștefan, Naie neapărat. Alte personaje importante? Grigoriade, ok. Altcineva? Anișoara. Anișoara, musai, da? Deci ăstea cinci ar trebui să aibă neapărat pagină de Facebook. Ne băgăm? Da. Și sunt toate orele? Nu, dar cam, deci am 4 ore pe săptămână cu ele, cam 2 se petrec cam pe jos. Am înțeles. Așa. Și când ați schimbat metoda de predare? Deci am făcut un curs de coach. Și de ce ați simțit nevoia să faceți asta? Sunt foarte multe probleme ale elevilor. Au foarte multe probleme. Ați văzut, ai încredere în tine? Nu. Da? Deci neîncrederea, lipsa curajului de a vorbi, de a spune ceea ce cred. Am o clasă la care chiar vă rog să intrați, pentru că habar n-am ce o să întâmple acolo. Pentru că foarte greu vorbesc. Cum a fost omul ăsta? Ca domnitor. Cum a fost? La clasa nouă le-a cerut elevilor să joace roluri ca la teatru, iar la ultimul an de liceu, unde e și dirigintă, tinerii au surprins în fotografii scenele cărții Sunt o babă comunistă de Dan Lungu. 18 cărți au devenit trailere la Festivalul Buvii și tot atâtea victorii reputate într-un sistem care simte că o strânge uneori. Cea mai mare opoziție din partea cui ați simțit-o în momentul în care ați schimbat sistemul de predare? Nu pot să dau acest răspuns. E profesorul cu har care știe că fiecare oră la clasă înseamnă, de fapt, o pagină din viitorul copiilor. A fi profesor înseamnă, până la urmă, altruism. Și altruism înseamnă să taci tu. Să taci tu, pur și simplu. Lasă-i pe ei să spună. Și dacă spun o prostie, ok, ei pot fi învățați să râdă cu grație de prostiile celorlalți. Carmen e doar unul dintre profesorii care pot rescrie sistemul. Sunt mulți ca ea și poate și mai mulți înghițiți de inerția lui. Finlandezii au înțeles că educația înseamnă bunăstare, că fiecare euro investit se întoarce în societate înzecit. Azi ne predau lecția viitorului, pe care dacă nu învățăm, suntem condamnați. For the next 100 years, I would only say that education is still important. In 100 years, it will be more personalized. We don't know what the artificial intelligence will come to us, but I think all people, I mean, once you wake up the spirit of learning new things,
I mean, it will carry on everybody, and especially in the future when it becomes more and more complex. Finlandezii spun că sunt prea puțini ca să lase chiar și un singur copil fără educație. La noi sunt prea mulți cei rămași în urmă pe care lipsa de carte îi condamnă la sărăcie. O țară se crește prin valorile ei, iar educația ar trebui să devină proiect de țară, apărat de interesele politice, cu profesori pregătiți și mândri de meseria lor, cu școli dotate, cu programe adaptate la prezent și viitor. Pentru că educația este despre fiecare dintre noi și mai ales e oglinda în care ne privim în fiecare zi. Vă mulțumim pentru toate mesajele, vă așteptăm să revedeți și să comentați materialele ediției pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro. Suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile ProTV. Toate bune!